Discutăm, domnule Oprea, și despre situația de la sectorul 5. După ce a fost încarcerat edilul Cristian Popescu Piedone, se caută primar. Vom avea alegeri, înțeleg, în 6 luni, poate chiar mai devreme, nu știm exact, nu s-a stabilit. Este o decizie pe care doar guvernul poate să o ia. Întrebarea mea este ce pregătește Partidul Social Democrat? Care este oferta momentan? Aveți un candidat? Se fac sondaje în interior? Cum arată situația? Nu, în acest moment nu au fost luate decizii în această direcție. Sectorul 5 trebuie să fie administrat. Unul dintre viceprimari trebuie să aibă rolul de primar în această perioadă, pentru că, de fapt, cetățenii sectorului 5 așteaptă, da, un sector care să fie administrat bine în folosul lor pentru cetățenii din sectorul 5. Eu cred că, sau cel puțin așa este în PSD, nu știu cum e în celelalte partide politice, dar întotdeauna opinia organizației este importantă, trebuie să începute discuțiile de la nivelul organizației PSD Sector 5 și apoi luate decizii conform statutului în forurile ierarhic superioare. Deci lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, în acea perspectivă, iarăși, care trebuie să fie de normalitate pentru un caz pe care probabil că cetățenii din sectorul 5 nu și l-au dorit, în sensul de a rămâne fără primar în timpul exercițiului și de a avea din nou alegeri. Și aici viceprimarul trebuie să-și facă rolul și să conducă foarte bine în interesul cetățenilor administrația sectorului 5. Până acum avem doar un candidat anunțat. Este vorba despre fiul Popescu Piedone. L-ar susține Partidul Social Democrat sau mai degrabă Partidul Social Democrat vrea să aibă un candidat propriu și așa ar trebui? Deocamdată cred că este mult prea devreme pentru a vorbi despre acest lucru, atâta timp când nu a fost stabilit nici măcar un calendar. Eu cred că este momentul în care trebuie să ne concentrăm asupra faptului ca administrația sectorului 5 să performeze, au proiecte, au programe, sunt lucruri de continuat și ar fi păcat ca lucrurile bune care s-au întâmplat în sectorul 5 să nu continue. Au nevoie de ca administrația sectorului să fie aproape de cetățean și eu cred că asta este tema principală a consilierilor locali a consilierilor de sector ai PSD. Dar, din punctul dumneavoastră de vedere, PSD trebuie să aibă un candidat propriu la primăria sectorului 5? V-am spus mai devreme care este felul în care PSD acționează și judecă în conformitate cu statutul. Întâi este o poziție a organizației de sector. Ar fi cel puțin neelegant din partea mea să emită opinie atâta timp cât organizația PSD Sector 5 nu a făcut un anunț. Urmă, ce ar putea să pare? Că e ceva care e impus sau nu e impus? Nu. Nu. Lucrurile funcționează. Lucrurile funcționează firesc. Da, este adevărat ce spuneți dumneavoastră, opinii personale am, însă în calitate de purtător de cuvânt al PSD, opiniile mele personale se confundă cu opiniile Partidului Social Democrat și nu este cazul să emit o astfel de opinie în acest moment, pentru că lucrurile ar risca să fie confundate.